Cinci zile de festival cum nu s-a mai organizat vreodată în județul Botoșani. Asta îi așteaptă pe cei care vor participa și în acest an la evenimentul Zilele Nordului, aflat deja la cea de-a cincea ediție. Capul de afiș pentru concerte este cunoscut ta trupă sub Carpați, dar pe scena festivalului vor mai urca formații precum Sidewalk Troubadours, Toulouse Lautrec, Le Mignon, Pinhole sau The Kryptonite Sparks. Pe lângă muzică, programul festivalului mai cuprinde tururi ghidate la Marea Nordului și Ștefănești, locul nașterii lui Ștefan Luchian, la Siret, vechea capitală a Moldovei și în Botoșani, orașul Domnițelor și în acest an o deja tradițională conferință cu personalități născute în regiune, întâlnirile Nordului, la care participă în acest an Elisabeta Lipă, multipla campioană olimpică și mondială, Leonarda Zanfirei, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș și Camelia Cazacu, fondatoarea Clubului Copiilor Români din Dublin. Festivalul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani, a primăriilor și a consiliilor locale din Daraban și Pomârla pentru necunoscători, Zilele Nordului reprezintă un festival de muzică, arte și călătorii găzduit la Darabani, cel mai nordic oraș din țară, aflat pe colțul celor trei frontiere, România, Ucraina și Republica Moldova. Accesul la festival va fi gratuit, iar cei interesați pot rezerva locuri pe site-ul zilelenordului.ro.